Trăim fără tăgată vremurile care au așternut peste lume volul sombru al incertitudinii, neputinței și groazei morții. Chiar dacă ne vine a crede sau nu, trăim zilele acelea avertizate de mult prin Biblie, în care cugetul omului va adormi, iar spiritul divin din el aproape că se va stinge suntem așadar foarte aproape de clipa în care ne vom judeca cu Dumnezeu pentru toate nelegiuirile noastre. O stare de fapt care, deși ar trebui să ne responsabilizeze, aduce în dreptul multora o stare de deznădejde sau de nepăsare, pentru că păcatul cântărește încă greu în experiența vieții de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Și totuși, Acum când istoria unei lumi captive în pseudo-fericire se pregătește să-și ultima cortină, acum un strigăt de speranță transcende încă spațiul și timpul, răsunând în cumplita noapte spirituală care și-a așternut funinginea peste tot și peste toate. Este vocea caldă a Mântuitorului Lumii, a Domnului Isus Hristos, care ne cheamă și astăzi pe nume, pentru că vrea să ne stea aproape să ne asculte durerea și să ne încurajeze chiar dacă toți ceilalți ne-au părăsit. Veniți la mine, spunea în vremurile de mult uitate Mântuitorul Lumii. Veniți, voi toți aceia trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă sufletelor voastre. Veniți, căci vremea Harului se termină, ne cheamă și astăzi Dumnezeu, rostind aceleași vorbe blânde care ne încurajează, mângâindu-ne trupul lovit și înconvoiat sub loviturile aprige ale necazurilor vieții și arătându-ne pasiunea și dragostea lui de Tată. Același Dumnezeu, aceeași dragoste și aceeași burătate arătate Părintelui nostru Avram îți sunt oferite astăzi și ție. Cu generozitatea specifică a unui părinte plin de pasiune pentru copilul său. Acolo unde ești, Întoarceți fața către El, încredințându-te în mâna cea tare și puternică a lui Dumnezeu, alegând să-i dedici viața în exclusivitate. Fără a uita că El, Dumnezeu, a fost, este și va fi întotdeauna gata să-ți fie scut și răsplătire. Alege astăzi, de așadar, calea înțelepților și caută-l pe Creatorul tău. Gustă din bunătatea lui și satură-te de belșugul mărinimiei sale, căci el este bun și îndurarea sa nu a ajuns la capăt. Pentru ca toate acestea să fie însă posibile, îndrăznește mai întâi de toate să crezi. Chiar dacă știința contemporană, dominată de o mentalitate instabilă și schimbătoare, încearcă din răsputeri să-i nege existența, în dorința ea prigădea și înlătura astfel vina păcatului, să știi. Dumnezeu există și este mai real decât realitatea însăși. El te așteaptă cu dragoste și brațele deschise ca să-ți dea izbăvirea. Fiți binecuvântați!